domnule președinte, am o întrebare pentru cititorii noștri. Plus, are o denumire și sintagma libertate. Libertate față de cine? Libertatea individului de a decide ceea ce dorește să facă în viață și de a-și asuma libertatea. Libertatea e o valoare pentru care au murit oameni în țara asta de mai multe ori, în mai multe rânduri. Și atunci e firesc să o susține. De aici punem în primul rând libertatea de expresie, libertatea de gândire, libertatea de a-ți face viața așa cum crezi, dar fără ca aceasta să fie făcută în detrimentul celorlalți. Pentru că avem și libertate și unitate. Și din punctul nostru de vedere, fiecare individ trebuie să aibă posibilitatea să se împlinească și să facă lucrul acesta împreună cu ceilalți. Noi insistăm foarte mult pe ideea aceasta de împreună, pentru că credem că societatea românească are nevoie tot mai mult de colaborare, de a stimula spiritul acesta de conlucrare între cetățeni, dar un spirit de conlucrare între cetățeni care să fie liber și care să poată să-și asume această libertate. Înțeles. V-am întrebat pentru că suntem în Uniunea Europeană și se presupune cel puțin că suntem un popor și o țară liberă. Cum ați găsit piața noastră după ultima noastră vizită în zonă? Abia ce am ajuns. Acum urmează, pentru mine, un oraș, o localitate, o comunitate, o apreciez după contactul cu oamenii și nu atât după ce văd, după obiecte sau clădiri. Așa că acum urmează să stăm de vorbă cu oamenii și o să vă spun după aceea. Câteva cuvinte despre forma de organizare de la Neamț, în momentul acesta, stadiul organizării partidului. Exact ăsta e subiectul despre care vom discuta astăzi. Noi suntem în momentul de față la nivelul existenței unor grupuri de inițiativă la nivel de județ, dar avem în același timp peste 10.000 de membri înscriși la nivel național și acum pasul următor este să organizăm acești membri în comunități locale. Unitatea de bază în organizarea partidului la noi e comunitatea locală. Vrem să organizăm echipele din partid la nivelul comunității în care trăiesc, în orașele mai mari să împărțim orașul pe mai multe comunități, în comunele mai mici să grupăm 2-3 comune într-o comunitate, în așa fel încât membrii noștri de partid să fie cât mai bine conectați la realitățile mediului și comunității în care trăiesc. Pentru că ne-am spus că vrem să facem un partid care să nu fie doar pentru membrii partidului, ci să reprezinte interesele cetățenilor comunităților în care trăiesc. Și despre asta vom discuta acum. Vă mulțumesc, o singură precizare. De la USR, USR este cineva astăzi aici? Sau sunteți numai... Au fost afară, da. La strângerea de semnături și la toate acțiunile de campanie. De altfel, lucrăm împreună. Avem planificat în această perioadă, până când strângem semnăturile la sfârșitul acestei luni, 7 evenimente comune în 7 orașe mari. Am avut la Iași un eveniment în Moldova, am avut la Brașov, am avut la Timișoara, urmează să avem la Craiova, la Constanța, la Cluj și în diasporă la Bruxelles. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! La revedere!